Bun găsit! Astăzi discutăm despre alimentația benefică inimii, dar și ce ne face foarte rău din acest punct de vedere. Cardiologul Silviu Dumitrescu este alături de mine și ne va spune ce ar trebui să includem în meniul nostru zilnic, astfel încât să nu ajungem la o boală cardiovasculară. Așadar, domnule doctor, există un regim pentru cei care suferă deja de o boală cardiovasculară? Există o dietă, atât pentru cei care suferă de o boală cardiovasculară, cât și pentru cei care vor să prevină o boală cardiovasculară. Și n-aș putea să spun că este o dietă, ci aș putea să spun că este un stil de viață pe care îl recomand, care include dieta mediteraneană. Dieta mediteraneană s-a dovedit a fi asociată cu cea mai mică incidență a bolii cardiovasculare, dar nu numai, și a altor afecțiuni, inclusiv afecțiunilor oncologice. Stilul de viață este cel care ne generează risc cardiovascular sau ne poate reduce riscul cardiovascular. De ce am spus stil de viață și nu doar dietă? Pentru că trebuie să menționez aici fumatul, care este elementul primordial în determinarea aterosclerozei, doar că ateroscleroza este determinată de colesterol, de colesterolul rău, de LDL colesterol. Vasele noastre cu asta se înfundă. Și atunci când avem o dietă bogată în colesterol, bogată în grăsimi de origine animală, evident că și nivelul de colesterol din sânge este mare. Deci, o recomandare este de a reduce consumul de grăsimi de origine animală, de grăsimi saturate. Există și anumite substanțe nutritive pentru inima noastră? Ceva ce ar trebui, nu știu, să luăm ca vitamine sau chiar din alimentație? Nu există niște suplimente nutritive pe care să le putem recomanda în sensul reducerii riscului cardiovascular. Și aș vrea să atrag atenția asupra acestei tendințe comerciale de a face reclamă unor produse care reduc riscul cardiovascular. Nu sunt dovedite, nu există niște dovezi științifice substanțiale care să fi demonstrat că adăugarea în meniu a unor suplimente de tip vitamine, antioxidanți sau alte lucruri din pastile ne reduc într-un fel riscul cardiovascular. Nu e important doar ce nu e voie să mâncăm sau ceea ce trebuie să evităm să mâncăm sau să reducem pe cât se poate consumul, este important și ceea ce mâncăm și ne dă protecție vasculară. De aceea, această dietă, eu nu vreau să o considerați ca un element restrictiv, ci dimpotrivă, o modalitate de a ne hrăni sănătos cu alimente care dau, care îngrijesc inima și vasele noastre. Aș vrea să ne spuneți totuși și de ce este periculoasă obezitatea pentru inima noastră, pentru că foarte multă lume nu face această legătură dintre grăsime în exces și sănătatea inimii noastre. Obezitatea este o problemă de sănătate publică atât în România, cât și în vestul Europei și în Statele Unite. Și este asociată cu risc crescut de boală cardiovasculară. Pentru că obezitatea merge mână în mână cu sedentarismul și cu dieta nesănătoasă. De multe ori și cu fumatul și cu consumul în exces de alcool. Toți acești factori sunt factori care ne scurtează viața. Așa cum spuneam, obezitatea merge mână în mână cu sedentarismul, cu incapacitatea de a ne aloca un pic de timp în fiecare zi de exercițiu fizic. De asemenea, cu un aport alimentar inadecvat. Și atunci când aportul alimentar e mare și consumul este mic, pentru că nu ne mișcăm, apare evident obezitatea. De obicei, persoanele care au obezitate nu resimt o creștere de risc cardiovascular, dar dacă își măsoară tensiunea arterială, dacă își măsoară nivelul de grăsimi din sânge, dacă își măsoară glicemia, pot avea surpriza să vadă că au devenit încet, încet hipertensivi, că valorile tensionale pe care le știau mici au început să crească și sunt fie în zona limitei superioare a normalului sau depășesc această limită superioară a normalului. Observă că glicemia, chiar dacă nu este diagnostică pentru un diabet zaharat, începe să se modifice și începe să crească. De asemenea, observă valori ale grăsimilor din sânge, ale LDL colesterolului și ale trigliceridului anormal de mari. De ce nu e bine și să mâncăm sare atunci când avem o boală cardiovasculară? Sare în exces, desigur. Sare deloc pentru anumite categorii de bolnavi cardiovasculari, sare în exces pentru toți. Dieta omului modern include în ceea ce mâncăm noi așa de-a lungul unei zile cam de 10 ori mai multă sare decât avem nevoie.
Există situații în care acest exces de sare nu mai este gestionat corect de către organism, nu mai este dat afară sarea asta, sarea fiind reținută în organism. Această retenție de sare generează, evident, și retenție de apă, retenție hidrosarină, o creștere a volemiei, o creștere a presiunii arteriale și o creștere a muncii pe care o depune inima. Evident că pentru un pacient, spre exemplu un pacient cu insuficiență cardiacă, a mânca doar, nu știu, o murătură. Nu pare așa ceva deosebit. După asta, pacientul poate să ajungă în edem pulmonar acut la camera de gardă. De aceea este extrem de important pentru pacienții cu afectare cardiovasculară să înțeleagă că sarea este pur și simplu o otravă pentru ei. Și principala recomandare este, în afară de a nu avea solniță pe masă și nu adăuga sare în exces, de a reduce alimentele semi-preparate și preparate industrial, care și ele au conțin sare. Conțin foarte multă sare. Da. Mulțumim mult pentru aceste recomandări. Ne revedem așadar și mâine dimineață. Sănătate multă!